Componentele loturilor feminine de junioare și tineret au primit mărțișoare cu ocazia zilei de 1 martie din partea unor personalități de seamă, precum președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, și Răzvan Pârcălabu, președintele Federației Române de Lupte. Trei dintre sportivele de viitor ale echipelor naționale de junioare și tineret vin de la Clubul Steaua. Roxana Capezan, Bianca Ferenț și Patricia Buibăr vor să-i calce pe urme vicecampioanei mondiale Alina Vuc, legitimată și ea tot la Clubul Roș-Albastru. Este sigur că este un exemplu foarte bun pentru mine. Și chiar mă inspiră foarte mult. Deseori mă uit la filmele ei, la meciurile ei, chiar mă inspiră foarte tare. Ai apucat să vorbești cu ea? Da, este de la clubul meu și sunt foarte mândră de acest lucru. Alina Vuc este un model pentru mine și o văd cea mai bună sportivă, nu numai de la noi din țară, dar din toată lumea, pentru că aceasta, pe lângă ambiția sa, care este de fier, este un model pentru noi în viață. Sportivele clubului Steaua ne-au dezvăluit și obiectivele stabilite în acest sezon. Obiectivul meu este să ajung campioană națională și mai încolo să fiu internațional premiată, titrată și cam așa. Sper cu foarte multă încredere că voi reuși să iau o medalie la campionatele europene, ce se vor desfășura anul acesta, cât și cele mondiale. Să merg la campionatele europene și mondiale, urmate de o medalie frumoasă, fiind ultimul an de juniori, îmi doresc foarte mult. De asta sunt și aici să mă antrenez în fiecare zi.